Pensionarii giurgiuveni care doresc să își petreacă un sejur într-o stațiune balneară mai au la dispoziție câteva zile pentru a-și valorifica biletele de tratament distribuite prin Casa de Pensii Giurgiu. Data de plecare pentru cea de-a 8-a serie este 6 iunie. Din cele aproximativ 2314 bilete de tratament balnear care pot fi contractate în anul 2016 de Casa Județeană de Pensii Giurgiu, au fost alocate până la prezenta serie 1025 de bilete, fiind valorificate doar 381 de bilete de tratament. În prezent, valorificăm seria 8, cu plecare din data de 6.06.2016. Pentru această serie, au fost repartizate 183 de bilete de tratament, au fost alocate 131, pentru aceste 131 de bilete am avut cereri depuse, și au fost valorificate doar 21 de bilete de tratament. Vârstnicii programați pentru această perioadă se vor trata în 18 stațiuni balneare din țară, din care 4 sunt pe litoralul românesc. Este vorba despre Geoagiu, Băile Felix, Vatra Dornei, Covasna, Olănești, Căciulata, Călimănești, Amara, Băile Herculane, Slănic Moldova, Slănic Prahova, Govora, Pucioasa și Vălenii de Munte. La acestea se adaugă 4 stațiuni din județul Constanța, renumitele Techirghiol, Mangalia, Eforie Nord și Saturn. Durata sejurului este de 16 zile, iar durata tratamentului în acest sejur este de 12 zile. Până la data prezentă am primit 2109 cereri de bilete de tratament. Cererile se depun cu cel puțin 45 de zile anterior primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, cererea fiind individuală. În cursul unui an calendaristic, persoana îndreptățită îi se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Durata unui sejur este de 16 zile, în care sunt incluse 3 mese pe zi, cazare și tratament balnear. O noutate în acest an este aceea că pensionarii militari nu mai beneficiază de bilete de tratament prin casele teritoriale de pensii.